RFI 13 și 30 de minute, bine ați venit la o nouă emisiune Tânăr în Europa. Sunt Andreea Pietroșel, astăzi vorbim despre comunitatea LGBT, este subiectul de discuție al săptămânii. E un subiect fierbinte pentru că avem pe de o parte propaganda anti-gay din Rusia, care a stârnit reacții pe plan internațional. Pe de altă parte, există rezoluția adoptată de Parlamentul European pentru protejarea minorităților sexuale, care a stârnit un val de controverse pe plan internațional. Discutăm despre aceste probleme cu Daniela Prisăcariu, coordonator de proiecte la Asociația Accept. Bună ziua! Și Ana Ciutu de la Active Watch. Mulțumesc pentru participare. O să începem abrupt cu declarația făcută de primarul orașului Sochi, care a declarat pentru BBC, înainte de începerea Jocurilor Olimpice, că în orașul pe care îl conduce nu există nicio persoană gay. Să-l ascultăm. Nu există persoane gay în Sochi. Nu știu să existe persoane gay în oraș. Toată lumea este binevenită. Vom fi ospitalieri cu cei care respectă regulile Federației Ruse și nu impun altora obiceiurile pe care le au. Așadar, după spusele primarului din Sochi, nu există nicio persoană gay. Reporterul BBC care făcuse reportajul tocmai venea dintr-un bar gay din Sochi. Vreau să vă întreb cum comentați această declarație, a fost oricum taxată la nivel internațional. Da, știu că a fost taxată la nivel internațional. Mă surprinde sau nu faptul că această situație seamănă foarte mult cu o situație cu care ne-am confruntat aici în România, în urmă cu fix un an, când la Muzeul Țăranului Român a avut loc un eveniment din cadrul istoriei lunii istoriei LGBT, proiecție în cadrul căreia 50 de persoane au manifestat împotriva proiecției unui film de Hollywood, întrerupând astfel proiecția, încălcând dreptul oamenilor care veniseră la proiecție de a vedea un film, iar după acest eveniment persoane din cadrul muzeului au declarat că în istoria acestui muzeu nicio persoană din comunitatea LGBT, nicio persoană homosexuală nu a călcat pragul acestui muzeu. Este o siguranță cu care nu te poți lupta. Întrebarea mea este, poți să observi o persoană gay pe stradă? Daniela Prisăcariu. Răspunsul este nu. În principiu, nu există un mod în care persoanele LGBT arată sau se comportă, la fel cum nu există un mod în care persoanele heterosexuale se comportă și arată. Lucrul ăsta depinde foarte mult de personalitatea acelei persoane. Însă mie mi se pare important de realizat faptul că este o negare brutală a realității, cumva, a realității de zi cu zi și cumva că vocile care se aud, de fapt, sunt acelea extreme, aș zice, poate exagerez, nu știu exact, însă, de fapt și de drept, dacă ar fi să vorbim cu oamenii pe care îi întâlnim pe stradă, nu știu dacă toți, dar mulți dintre ei probabil o să zică că da, poate, cunosc, am auzit, sunt, sau nu știu. Ideea e că oamenii LGBT, ca orice alți oameni, sunt peste tot, oriunde, în orice timpuri și vor exista și au existat în toate pozițiile, adică, nu știu, în toate domeniile de activitate, nu știu, toate să aibă joburi de nu știu de care, adică nu există un stereotip, nu există un mod de a fi gay, cum se vehiculează prin acestor oameni care, în genul acelora de la Muzeul Țăranului Român. Ați fost la Muzeul Țăranului Român atunci când a avut loc manifestația. A fost, așa cum spuneați, un film de Hollywood. Se numea The Kids Are All Right. A fost un film proiectat la cinematografele din toată România, din toată lumea. Care a fost problema protestatarilor? Ce s-a întâmplat acolo? Cred că aici este ușor de sesizat și sper că e ușor de sesizat pentru marea majoritate că de fapt aici e vorba de homofobie clară. Adică Muzeul Țăranului Român, mai precis cinematograful la care a fost proiectat filmul, noul cinematograf al regizorului român, nu doar că a mai proiectat și înainte și după acest incident filme care aveau legătură cu acest subiect, însă niciodată până la acel moment persoanele agresorii, cum îmi place mie să le zic, nu au mai reacționat. Aici a fost faptul că Accept organiza această proiecție de film, că era, s-au simțit atacați, s-au simțit, nu pot să, nu, nici nu vreau să le caut o explicație de fapt, dar pentru mine e
mult mai clar acum că era clar legat de homofobie și de homofobia și frica lor și de agresivitatea pe care eu aveam împotriva comunității LGBT. La acel eveniment putem spune că au participat numai persoane gay care au venit să vadă filmul? Nu. Ana Ciutu, după acest incident ați scris în Dilema Veche un editorial intitulat Sistemul care strigă moarte homosexualilor. S-a schimbat ceva din comportamentul societății de atunci, adică de anul trecut până acum? În momentul ăsta pot să observ că de acum un an și până în momentul ăsta nu am putut să indexăm niște evenimente cu o puternică componentă de agresiune, homofobie. La momentul anului trecut, când am scris acel articol, puteam să indexez 5 mari evenimente care aveau legătură cu ura împotriva homosexualilor. Și ce m-a făcut să dau acel titlu articolului a fost că știm foarte bine, în România există legi antidiscriminare, deci din punct de vedere legal, persoanele din comunitatea LGBT și persoanele din orice alte categorii vulnerabile pot face apel la legi pentru a-și proteja drepturile, însă observăm că autoritățile, cele care ar trebui să implementeze aceste legi, nu o fac așa cum ar trebui. Ne întoarcem din nou la boicotul de la Muzeul Țăranului Român, boicot la care poliția era prezentă și unde nu a intervenit, cu toate că în acea situație era întrerupt un eveniment cultural. Deci persoane venite să urmărească un film nu puteau să o facă din cauza unor comportamente violente. Dacă nu mă înșel, poliția a fost sesizată și în legătură cu cazul din 2012 legat de proiecția de la SNSPA. Atunci un grup de tineri au vorbit despre homosexualitate în timpul comunismului și apoi au fost chiar agresați. La SNSP a fost tot un eveniment cultural care povestea despre homosexualitate în perioada comunistă, însă printr-o operă și nu printr-o dezbatere sau o discuție la masă. Și în urma acelui eveniment cultural, câțiva dintre participanți și organizatori au fost agresați de un grup care nu a fost ulterior identificat. Și ulterior s-a întâmplat ceva? A fost vreo reacție din partea autorităților? Știu că a început o procedură de urmărire, însă nu știu dacă până la momentul ăsta a fost identificat ceva. Deci, din cunoștințele mele, nu e un caz fără, fără un final. Fără un final. Cunoscut. Daniela Prisăcariu, știu că datele arată că mai mult de jumătate dintre persoanele care au declarat că au fost atacate nu au raportat incidentul autorităților la nivel european, nu au declarat fiind convinși că oricum nu se va lua nicio măsură. Cum putem face să ajutăm oamenii ăștia să se ducă să reclame cazurile, agresiunile? Voi aveți la accept un program cu Poliția Română. În primul rând, ca să mă leg de ce a zis Ana, e important de subliniat faptul că acest tip de incidente, sau cum le putem spune, s-a repetat de mai multe ori, deci în afară de cazul de la SNSPA, pe parcursul anilor tot au mai fost din când în când anumite cazuri foarte vizibile. Și e important de subliniat faptul că lipsa de reacție a poliției, lipsa de reacție a oricărui tip de autoritate în care să se penalizeze într-un fel sau altul ceea ce s-a întâmplat și să se ia măsuri concrete pentru a preveni ca acest lucru să se întâmple, este un mesaj foarte clar transmis comunității LGBT, și anume că în cazul în care vi se va întâmpla ceva de genul ăsta, sunt șanse foarte mari ca rezultatele să fie cele la care voi nu vă așteptați. Adică nu veți primi suport, nu e ok să fiți pe stradă așa cum vreți voi, nu e ok să vă manifestați, să aveți evenimente care au legătură cu acest subiect. Pentru mine e un mesaj foarte clar și în același timp e un mesaj foarte clar și pentru agresori, care înțeleg că da, dacă eu voi face asta, nu mi se va întâmpla nimic, cel mai probabil. Și pe acest lucru noi lucrăm. Încă din 2010 am avut seminarii cu polițiști și jandarmi
o colaborare cu Poliția Municipiului București. Până acum au fost în acea colaborare cam 3 seminarii și ce încercăm noi este să vorbim despre infracțiunile motivate de ură, pentru că, cum spunea și Ana, la noi în legislație totul pare a fi cât de cât ok față de alte țări. Infracțiunile motivate de ură sunt manifestări pedepsite de codul penal. Uh-huh. Se consideră circumstanță agravantă atunci când un act de violență, o infracțiune este comisă pentru că acea persoană este gay, rom și multe alte, toate categoriile de fapt vulnerabile sunt trecute acolo, aproximativ toate. Și noi încercăm să vorbim cu polițiștii pentru că am identificat faptul că, deși această lege există, nu toți polițiștii și jandarmii știu despre existența ei și în același timp nici comunitatea LGBT, pe de altă parte, nu cunoaște exact care sunt drepturile pe care le are și pe care le poate folosi atunci când se întâmplă ceva de genul acesta. Da, în rezumat, în momentul de față, această circumstanță agravantă este foarte, foarte rar luată în discuție în cazul unui caz de agresiune, oricare ar fi acesta. În afară de polițiști, am observat, citind diverse articole, că nici oamenii nu prea reacționează și întrebarea mea este dacă un comportament pasiv legitimează cumva acțiunile homofobe. Comportamentul pasiv poate să legitimeze orice tip de comportament negativ sau pozitiv, nu indică o direcție de acțiune. Însă, pe acest subiect foarte specific, în contextul României, zilelor noastre, comportamentul pasiv este unul care tinde să legitimeze comportamentele negative. Pentru că nu avem obișnuința, în societatea românească, nu avem obișnuința toleranței și dincolo de toleranța non-discriminării persoanelor homosexuale. Discriminarea persoanelor din comunitatea LGBT este vizibilă și în spațiile publice, și în cazul locurilor de muncă, și în educație, așa cum spunea Daniela mai devreme, sunt profesori cu care Asociația Accept lucrează și care spun că în școlile în care lucrează nu există elevi din această comunitate. Nu ai cum să identifici, nu poți afla despre această chestiune decât stând de vorbă cu elevul și aflând lucruri despre background-ul lui și despre dorințele lui. Vom reveni la acest subiect puțin mai târziu. Statisticile mai arată că la nivelul Uniunii Europene, 26% dintre membrii minorităților sexuale spun că au fost atacați fizic sau amenințați în ultimii 5 ani. Parlamentul European a adoptat o rezoluție pentru protejarea minorităților sexuale. A fost o rezoluție votată cu 394 de voturi pentru, 176 împotrivă. Dintre parlamentarii români au votat 7 pentru, 11 împotrivă, a fost o abținere și 14 voturi neexprimate. Unul dintre cei care au votat împotriva rezoluției este domnul Cristian Preda. Suntem acum în direct. Bună ziua! Bună ziua, doamnă! De ce această decizie, domnule Preda? Decizia de a discuta această temă sau de ce am votat eu împotriva rezoluției? De ce ați votat dumneavoastră împotriva? Da, pentru a răspunde la întrebarea asta trebuie spus că această chestiune e una care divizează foarte des membrii Parlamentului European și în interiorul grupurilor politice. Regăsim această diviziune și e cu atât mai amplă într-un grup foarte divers și foarte mare ca număr, cum e Partidul Popular European, din care fac eu parte. Discuția care a existat în ultimele săptămâni nu a condus la un consens. În general, trebuie spus, la Parlamentul European noi privilegiem această cale a consensului, a compromisului, în ideea în care, introducând toate nuanțele necesare, găsim o platformă comună. Și, din păcate, în acest caz nu s-a întâmplat, deși în trecut toate grupurile politice s-au pus de acord că există o problemă cu homofobia în Uniunea Europeană și că trebuie să eliminăm discriminările. Și aici nu veți găsi
între votanții împotriva rezoluției Lunacek, prea mulți care să spună suntem pentru discriminare, știți? Deci n-ar trebui să colorăm tabloul în niște culori radicale. În joc era o chestiune care mie mi s-a părut importantă și ăsta e motivul pentru care eu personal am votat împotriva raportului, și anume chestiunea de a lăsa în seama autorităților din fiecare stat membru reglementarea unei strategii în privința diminuării și, la limite evident, a eliminării acestor atitudini discriminatorii. Deci era vorba de o chestiune care să țină mai degrabă de strategie. Și de ce spun asta? S-a văzut de altfel foarte clar și în cazul votului unor delegații care au fost puternic influențate de climatul de la ire de acasă. E cazul clar deputaților din Franța, care au votat la câteva zile după ce în stradă coborâseră zeci, unii spun sute de mii de oameni reuniți sub formula La Manif Purtus. Și argumentul care mie mi se pare că trebuie luat în serios este că atâta timp cât există diferențe de cultură politică, diferențe în termen de atitudine, de descriere, de cunoaștere a problematicii legate de minoritățile sexuale, e bine ca să nu creăm în vreunul dintre statele membre impresia că există un soi de neputință a societăților și că trebuie să vină cineva din exterior, în speță Bruxelles-ul. Asta cu atât mai mult cu cât astăzi asistăm la o sensibilitate anti-europeană care este dezvoltată, pornind de la teme populiste, pornind de la teme de respingere a altor minorități, nu a celor sexuale, cum e cazul aici. Și asta mi s-a părut că e un punct care, peste care nu se poate trece. Nu vă ascund că mulți dintre colegii mei care au votat împotriva doamnei Lunacek, raportului Lunacek, au considerat că e vorba doar de o invenție electorală, și anume că în acest moment există teme, există grupuri politice în căutarea unor teme electorale și că în felul ăsta cei care vin cu asemenea problemă pe agenda Parlamentului European nu caută decât să-și ofere un avantaj electoral pentru propriile campanii. Și asta, iarăși, nu mi s-a părut în regulă. Chestia mai generală este însă aceasta. Care este limita de la care eficacitatea unor atitudini europene capătă cu adevărat substanță și cât trebuie să lăsăm autorităților naționale? Că uitați-vă, vă dau un alt caz care pentru noi românii e foarte important. Chestiunea foii de parcurs pentru romi. S-a adoptat asemenea foie de parcurs. Din păcate, fără, cum să vă spun, fără angajament, fără mobilizarea autorităților naționale, nu se întâmplă progrese. Deci degeaba, cum să vă spun, adoptăm o reglementare care pare să întrunească un număr foarte mare de voturi în Parlament, ca pe urmă să descoperim că autoritățile nu sunt, cum se cheamă, nu sunt pregătite să acționeze în tratarea, în gestionarea problemei cu pricina. Am înțeles. Și ceea ce se poate întâmpla este doar să găsim o frână suplimentară în rândul celor care spun ce metod dictează străinătatea. Că, din păcate, cum știți, și cu asta închei, pentru foarte multă lume încă, la noi, în cazul românesc, Bruxelles e ceva exterior. E autoritatea din exterior, nu ea noastră, pentru că sentimentul excluderii al marginalizării e foarte puternic și atunci mulți români cred că România e undeva în afara Europei. Și de asta eu nu cred că într-o chestiune atât de puternic dependentă de culturi politice, de evoluția mentalităților, trebuie să, cum să vă spun, să inventăm o foaie de parcurs doar pentru a da bine retoric. Este o rezoluție care nu are caracter legislativ, după cum am văzut. Ana Ciutu de la Active Watch vrea să vă spună ceva, domnule Preda. Vă rog. În primul rând, bună ziua. Bună ziua, doamnă. Am ascultat cu foarte mare atenție expunerea dumneavoastră de acum și ați atins și subiectul romilor, pe care, într-adevăr, a fost adoptată o foaie de parcurs. În urma căreia Autoritatea Națională pentru Romi, vă spun asta pentru că am fost implicată direct, a început modificarea strategiei naționale
pentru romi, modificarea strategiei Guvernului României, proces care încă e în curs de derulare și care sperăm să se termine în curând și cu rezultate foarte bune, adică de la vechea strategie care nu avea concretețe, se va ajunge, sperăm noi, la o strategie cu concretețe, cu surse de finanțare, cu autorități responsabile și așa mai departe. În cazul de față avem o foaie de parcurs care are legătură cu homofobia, discriminarea pe motiv de orientare sexuală. Așa cum știți, România nu are o astfel de strategie. Da, și da, da, da. Aș vrea să știu dacă în opinia dumneavoastră ar fi necesară o asemenea strategie la nivel național, în cazul României. Eu știți ce cred că e bine să avem strategii. Sigur că acțiunea trebuie să fie orientată, să nu fie ceva haotic și improvizat. Și de altfel ar fi bine să existe și legături între diversele strategii care sunt elaborate când se schimbă guvernele. Pe de altă parte, aș vrea să vă spun și aici din nou atingem o problemă care leagă într-un fel chestiunea minorităților sexuale și chestiunea minorității roma. Nu există astăzi niciun partid din România care să asume această cauză, cauza reprezentării romilor, respectiv cauza reprezentării acestor minorități sexuale, da? Lesbiene, gay, bisexual, transgender, intersex și așa mai departe. Noi trăim într-o democrație și sper să continuăm să trăim într-o democrație. Și în democrație problemele sunt asumate dacă actorii politici își asumă reprezentarea unor interese. Iar actorii politici sunt partidele. Sau într-o democrație diverse cauze sunt asumate dacă opinia publică, dacă... Da, știu, asta e ideologia ONG-urilor, dar din păcate, pentru ONG-uri, asta nu se întâmplă niciodată. E o forță de presiune pe care o au ONG-urile, nu o forță de acțiune. Și asta, dacă vreți, e foarte clar, rămânând ajungând din nou la chestiunea romilor, e foarte semnificativ faptul că există o serie de competențe probate în timp la nivelul ONG-urilor care se ocupă de chestiunea romilor, nu sunt foarte numeroase, ce-i drept. Nu cred că sunt 20 care sunt cu adevărat active. Există competențe veritabile și în termen de strategie și în termen de acțiune, dar nu există niciun fel de nu există vreo forță politică în stare să asume astea, să le ducă în Parlament, să le ducă în guvern și nu pe această cale ocolită în care așteptăm ca efecte pozitive să se producă dacă se adoptă o legislație europeană și dacă presează ONG-urile. Asta nu este, sorry că o spun foarte direct, nu e democrație. E un soi de mimare a democrației în marja unei democrații eșuate, în care cauzele nu sunt asumate. Mulțumesc, da? Cauzele pentru... politice nu sunt asumate. Mulțumesc, da, pentru intervenție, asta e o discuție mult mai amplă și mi-ar plăcea să o facem. O reluăm cu ocazii următoare. Mulțumim pentru intervenție. Așadar, spuneam că homofobia este una dintre marile probleme cu care se confruntă persoanele LGBT. Vreau să te întreb, Daniela Prisăcariu, care sunt celelalte probleme ale comunității gay? Homofobia oricum este un termen generic, să zicem, sub care și o să adaug aici și transfobia, pentru că vorbim atât de orientare sexuală cât și de identitate de gen. Într-adevăr, când vine vorba de persoanele transgender, aici acesta este un subiect absolut necunoscut, din păcate, la nivel, la nivel majoritar, și este foarte important de subliniat faptul că aceste persoane nu au acces la locul de la poziții, la joburi, nu au acces la sănătate, așa cum ar trebui să aibă. Și pe lângă asta, se confruntă zilnic cu acte de violență verbală și fizică. Asta este adevărat că se întâlnește în cadrul tuturor persoanelor LGBT. Și e foarte important de subliniat asta, că pe deasupra acestor lucruri pe care le spuneam și domnul de mai devreme, ok, nu ne asumăm, nu vorbim despre asta acum, nu-și asumă nimeni, ok, dar ce facem? Persoana acestea există și se confruntă cu niște probleme reale pe care nimeni nu vrea să și le asume, nu vrea să le adreseze.
Întrebarea este ce facem mai departe. Ce facem mai departe? Poate luăm exemplul altor țări. Una ar fi Franța. Am sunat-o pe Oana Lohan, care locuiește la Paris. Este artist. Bună ziua, Oana! Bună! Te-am sunat pentru a încerca să ne faci o paralelă între ce drepturi și libertăți aveai ca lesbiană în România și ce se întâmplă acum în Franța. Deci, în primul rând, eu pot să fac o paralelă rapidă între București și Paris, deci nu pot vorbi despre România și despre Franța, este mult prea vast subiectul și, oricum, nu cunosc atât de bine decât deci este o experiență pur subiectivă a mea, deci pot vorbi despre București și despre Paris. Deci, eu am 45 de ani, am stat aproape 15 ani în Franța, începând cu 91, după care m-am întors la București câțiva ani de zile, acum sunt din nou la Paris. Ce mi se pare important de spus este că cred că este o problemă de... În România nu există o cultură a diferenței, practic. Adică lipsește foarte mult ceea ce aș putea spune că lipsește foarte mult aproape orice formă de alteritate, de empatie. Sunt lucruri despre care se vorbește foarte puțin și foarte prost, după părerea mea. În Franța, lucrurile astea fac parte din cotidian. Evident, există excepții, deci să nu mă înțelegeți greșit, homofobia există peste tot. Numai că oamenii, în general, când vorbesc despre ce părere au ei despre comunitatea LGBT, par mult mai informați aici. Este... cred, o chestiune culturală. Și gândindu-mă la ce aș putea să spun astăzi, mi-am dat seama că, de fapt, sentimentul meu este că România a trăit, deci toată perioada comunistă, nu revin, toată lumea știe ce s-a întâmplat, sau cel puțin bănuiește, indiferent de vârstă, am senzația că românii au trăit dintotdeauna într-o formă de virtualitate, chiar înaintea apariției internetului. Adică toată forma de comunicare, practic, care se făcea, tot curajul pe care îl avea omul de rând de a-și exprima părerea, opinia, nu era niciodată pe față. Deci, bun, putem găsi explicații pentru perioada comunistă, cu toate că sunt irelevante, dar și acum e cam la fel. Adică se întâmplă foarte, foarte multe lucruri în mediul virtual, mă refer evident la rețele sociale, Facebook sau altele, dar în realitate se întâmplă foarte puține. Și asta este, am senzația că este un fel de caracteristică culturală românească, oricât de praniu ar părea spus așa. Iar faptul că, practic, noțiunea de libertate împărtășită la noi este, cred, prost înțeleasă. Dar, în fine, este părerea mea încă o dată. Adică nu știu dacă credeți la fel sau v-ați gândit vreodată la povestea asta, dar cred că da. Și ce este important aici, practic, este că oamenii, în afara faptului că știu că există lesbiene, homosexuali, transgender și mult mai multe alte categorii care pot fi puse pentru comunitatea, practic, se adaugă foarte, foarte, foarte des și alte concepte legate de gen, de sexualitate și de tot ce ne putem imagina. Măcar în România lipsesc nuanțele, practic. Deci în România vorbim doar în culori precise, dar nu prea știm să facem nuanțe, în general. În România lipsesc nuanțele, mulțumesc, Oana Lohan. Luna aceasta este luna LGBT, este o încercare a Asociației Accept, a treia până acum, sau a patra, a treia, de a aduce oamenii din mediul virtual în offline, în lumea reală. Ce se întâmplă la luna LGBT? Eu sunt plăcut surprinsă să mă aflu acum la treia ediție și să văd că din ce în ce mai multe persoane participă la evenimente și mai mult decât atât, alte organizații, alte grupuri inițiază ele evenimente proprii pentru a scoate până în discuție cumva acest subiect din propria lor poziție. Din ce am observat în cadrul unei istorie LGBT, oamenii se simt... E foarte important sentimentul de a te simți parte din ceva, parte dintr-o comunitate, să știi că aceste evenimente sunt făcute și pentru tine și că locul tău acolo este un spațiu sigur în care poți să fii tu însuți
Și, într-adevăr, eu sunt de acord cu Ana că, de obicei, multă din comunicarea între persoanele LGBT, să mă refer doar la asta momentan, se întâmplă online, tocmai din frică de a fi deschis despre tine, despre orientarea ta sexuală, despre identitatea de gen. Și acest tip de evenimente, eu cred că sunt un pas înainte pentru a crea un spațiu public în care să includă persoanele LGBT și a crea, practic, o cultură a drepturilor omului care să includă persoanele LGBT. Mulțumesc! Luna se încheie în februarie, evident, toată luna istoriei LGBT durează până la sfârșitul lui februarie. Pentru alte activități puteți contacta Asociația Accept, sunt diverse seminarii și cursuri pentru persoanele LGBT și pentru cei care vor să cunoască comunitatea. Alături de mine au fost Ana Ciutu de la Active Watch, Daniela Prisăcăriu de la Asociația Accept, eu sunt Andreea Pietroșel, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la Tânăr în Europa.